Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un episod de CSGO Prime Hacking pe contul meu main, unde am acest inventar mirobolant. Dar înainte să începem meciul, vreau să vă spun că aproape 50% dintre cei care se uită la mine nu sunteți abonați la canal, bă băieți, așa că vă rog neapărat în momentul ăsta să dați pe butonul de subscribe dacă vă place ceea ce fac. Și probabil că vă întrebați ce sunt cu comentariile astea de pe ecran, nu? Da, și eu mă întreb, bă băieți. Ei bine, de acum încolo o să iau câte 5 comentarii de la episodul anterior, adică eu de exemplu astea 5 comentarii le-am luat la episodul de ieri și le-am pus în episodul de azi. Deci dacă vreți să apăreți în următorul episod, lăsați acolo un comentariu cu ce vreți voi și poate o să apăreți pe următorul episod. Fac chestia asta pentru că vreau în primul rând să vă bag și pe voi în episoade, să apăreți acolo, să lăsați cât mai multe idei, cât mai multe propuneri, cât mai multe comentarii. Și în al doilea rând, pentru că algoritmul de la YouTube este foarte, foarte de căcat și dacă am puține comentarii la videoclip, nu-mi bagă videoclipul în recomandate. Asta înseamnă că videoclipurile scad și eu nu vreau chestia asta, și bănuiesc că nici voi nu vreți. Bă, băieți, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri și hai să trecem la meci. Da, bă băieți, am intrat și în meci. Aparent este un meci pe Overpass. N-am mai jucat pe harta asta de foarte, foarte mult timp și chiar sunt curios cum o să decurgă lucrurile. Este apropo primul meu meci din ranked, adică n-am mai jucat niciun meci de ranked până acum și o să fie o chestie destul de interesantă, având în vedere că, na, normal teoretic ar fi trebuit să dispară codații. Acum o să vedem ce o să facem. Bă băieți, în acest episod, by the way, să nu uit, la început o să vă spun că aveți codul de la țintă în descriere, să nu uiți. Sper să nu uiți să-l pun în descriere, dacă uiți spamați-mă acolo în comentarii. Bă frate, ești prost, vezi că ai uitat să pui codul de la țintă în descriere și îl voi pune chiar de îndată, adică nu știu, sper totuși să nu uit. Ok, vai, ok, mama, am clan tag-ul, eu acum văd că am clan tag-ul de la exit. E, las, așa, ești de bun la cap. Da, bă băieți, și m-ați întrebat foarte mult dacă merită să jucați cu Exitium pe conturile main. A, și apropo, înainte să trecem la subiectul de discuție pentru acest videoclip, vreau să vă zic că băieții de la Exitium m-au anunțat, mamă ce FPS-uri mici am, nici nu vreau să le văd, băieții de la Exitium m-au anunțat că au schimbat metoda de plată, nu mai e metoda de plată cu PayPal cum era înainte, acum este metoda de plată cu Stripe. Ce înseamnă Stripe? Ei bine, Stripe înseamnă practic mai multe metode de plată, dacă stai să te gândești așa, cu cardul, cu... nici nu știu ce metode de plată sunt sincer pe Stripe, dar în orice caz sunt foarte, foarte multe metode de plată și probabil ar fi mai ușor și pentru voi să vă cumpărați codul... Hai, buddy aim, bine mă băiatule, buddy aim, ola blanao. Ar fi mai ușor probabil și pentru voi să vă cumpărați Exitium dacă nu mai e satia metoda, adică dacă nu-i PayPal-ul, că poate mulți dintre voi n-aveți PayPal, sunteți mici, puii mei, așa puteți să... Oh, the bambiți, Biorei, man, Biorei. Mă rog, deci cam asta a fost anunțul. Acum hai să trecem la subiectul de azi, stați numai un pic, bă băieți, să câștig runda asta, pentru că când sunt sub presiune nu lucrez cum trebuie și aia, opa. Ok, where's the last one, guys, where's the last one? I'm defusing the bomb, cover me, nice, good job. Sper să nu-și dea seama că am colduri, pentru că știți că ăștia tryharder, pui mei, să-mi dau și un pic totuși asta mai încet și backtrack un pic de tot mai încet. Și da, hai să răspundem la marea întrebare, dacă merită sau nu să jucați cu Exitium pe contul main. Deoarece am văzut multe comentarii de genul, cred că am și ales unul dacă nu mă șel, sau nu mai știu exact dacă l-am ales pe cel care m-a întrebat dacă merită să joci cu Exitium, dar în fine, nu contează chestia asta. M-ați întrebat foarte, foarte mult dacă merită să jucați cu Exitium pe conturile main. Bă, părerea mea este că da. Adică este un cheat destul de, mă rog, relativ nou. Era nou când m-am apucat eu să joc cu el, adică când am făcut parteneriatul cu băieții, da, cheat-ul într-adevăr era nou, avea maxim o lună și un pic, dar acum s-au făcut multe update-uri șmechere. Eu chiar am încredere în Exitium, sincer, de 7-8 luni cred că e pe piață cheat-ul ăsta sau, mă rog, ceva de genul și n-a fost detectat niciodată. Acum vă dați seama, n-avem cum să știm 100% dacă va fi sau nu detectat, dar nu știu, eu am încredere să joc, am cuțit în inventar, am aceste Shadow Daggers Rustcoat și chiar am încredere în acest cheat să joc. Ok, hai să mergem pe ea. Chiar am încredere să joc cu cheat-ul ăsta pe un cont cu cuțit, așa că nu, mamă ce, sorry. Așa că ar trebui să aveți și voi încredere, nu știu, asta e părerea mea. Ok, doi morți, nice, good job guys. Hai că mai e unul aici, hai brodere, frătiu, că hai să dăm repede. Acum trebuie să jucăm legit echi, nu mai avem voie să dăm prefire-uri și de alea, că după cum am spus a revenit și Overwatch-ul. Stai aici în dreapta, ah, ba nu, s-a dus jos, they are going B. Da, se duc pe B, bă, băgați aș sârme în gât, mă, omule, mă. Opa, l-am văzut, ok. One dead. He planted the bomb, yes, maybe it's side. I'm rushing from downstairs, man. Hai, repede, să dăm muraș pe aici, pe jos. Sperăm că o să fie totul bine și că nu o să-mi iau bani pe contul ăsta. He's not side. Ok, defuse, cover me, I'm defusing. Oh, no, oh my god, he's short, I think, oh, no. Mamă, ce ne-a luat, no problem, bro, no problem. Mamă, ce ne-a luat ăla pe amândoi aici, nebun la cap. Mamă, coaie, ce joacă oamenii mei. What?
Na, ăștia nu se poate, mă, ăștia să mă bată, tata, joacă la nivel de Face City, ești nebun la cap. Nu-mi place, mă, că ăștia, astea sunt meciuri strânse de obicei, astea la rancuri mari sunt meciuri de astea strânse, hai că dă ăsta rași pe mine. Hai, frătiucule, unul mort, hai, frătiucilor, dați rași, doi morți, oho! Oho, băiatule, bine, opa, nu, 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 două misuri, oho, mamă, one more, I think it's going long, I think he's going long, man. Be careful, he has AVP. Ah, băgamia și picioreta, băi, băiatule, băi. Let's go, bro. Mamă, ăștia cred că am... Mamă, dar eu am clanta gola și mă enervează. Mamă, e unul pe B. Hai că la ăsta-i dau un tăpan. Oh, băiatule, Chosen. Chosen, ce ai făcut, mă, frătiucule, Chosen? Mamă, avem AK, băieți, gata, ne-am scos. Nice shot. Te iei, bro. Nice shot, ăștia zic nice shot, nu te acuze de cheaturi, n-are nimeni treabă cu tine, ești nebun la cap. N-are nimeni treabă cu tine cu aia la transfectorul ăsta când le dai în halul ăsta. Ăștia scap pe face-it, mă, deja, la transfectorul ăsta meu și la rank deja scap pe face-it, băieții. Hai, frătiucule. Oh my god! No, 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 no! Bro! Bro, bro, no! Bro, dude, clean, bro. That was the nuttiest shit. Holy... Îmi place să fiu așa un pic actorici, nebun la cap. Mamă, dar uite-i pe ăștia, ce jale îs oamenii, coaie! Dar ăștia o să fie, ăștia o să fie cap, cap Radu 4K. Oh, frate, ai cod? Ei bine, voi pierde 3 meciuri ca să compensezi ăsta. Excuse me? You smurfing? Yeah, it's my brother account. I'm trying to boost him. What's your main? I'm Eli on main, man. But I didn't play matchmaking for so long. I started playing now from the last update. With ranks. Close. Close to you. What? Flashing. We got the bomb, let's stay here, man. Foarte posibil să-și dea seama că am cod. Și nu vreau să-și dea seama că am cod. În primul rând că nu mai vreau să-mi scadă transfectorul. Adică nu mai vreau să am transfectorul sub nivelul mării. Nice. Hai să iau și aici un AK, aici nebun la cap. Să-mi iau și un AK. Deci în primul rând nu mai vreau să-mi scadă transfectorul, că să iau reporturi. Și în al doilea rând nu vreau să-mi dea kick. Asta ar fi cea mai nebună chestie. Să nu-mi dea kick, ești nebun la cap. Dacă îmi dau kick, cu aia s-a terminat șmecheria. Și ăștia te și ia la întrebări eu, că Marius, mărf, nu știu ce. Vino aici, brodărinio. Yeah, oh my god. Nice. Hai mă cam, a fost tactică de global asta, frate, ești nebun la cap, a fost tactică de global. Și mouse-ul ăsta la 20 de lei, că nu pot să-mi fac movement-ul ca lumea. Uite, dacă dau un flick mai tare, uite ce se blochează mouse-ul, ești nebun la cap. Dacă întorc mouse-ul mai tare, uite cum face să mă bată tata și joc cu mouse de 20 de lei la global. Mă rog, vreau și eu măcar un kill, băieți, măcar un kill să mă bată tata. Să mă bată tata, vreau măcar un kill, ești nebun la cap. Uop, uop, uop. Hai mă, vino aici, frătiu, vino aici, frătiucule. Uop. Hai, hai, frătiucule, hai, vino aici, vino aici, vino aici, vino aici. Iuuu! Ce taser i-am dat, coaie, ce taser i-am dat. Măcar fac troll la global, ești de bun la cap. Fac troll la global, coaie. Doamne, n-ai să APK. Asta cred că e cel mai Caterinca. De toți, disrespectful, man. Sorry, bro. Bă, chiar mă simt prost pentru ei, dar până la urmă. Bă, dacă stai să te gândești, mamă, dar ăsta are... A, bă, mă, și ăsta are 100 de milioane de medalii cu aia, dar le are ascunse. Doamne, mă, ce la rancurile astea să mă bată tata. Mamă, ce joacă Bedigal ăla, Bedigal! Frătiuc, ce joacă Bedigal ăsta, nu vine să cred, mă. Măcar și-a dat și el drumul un pic, ești nebun la cap. Că uite, pe primul loc, ba nu, eu sunt pe primul loc. Nu vreau să mă laud, bă, băieți, dar totuși, să vin serios. Cine e Bedigal, cine era Raul 2K? Hai, să fim serios, bă, băieți, stai așa. Oh, hai, brosule, hai, mai dă un pic, mai dă un pic, brodere, te provoc. Dar îți voi da eu pic dacă nu vrei tu, dar dă ăsta înainte, puii mei. Mama, am tras. Dă-te, mă. Unul mort, bine. Hai mă că e bine, vreau totuși banii hapul ăla. Movement general, auto jump, fail percent 80% ea. Ia uite-l pe ăsta cu aia. No, no, I'm going to knife him. No, he's there, man, oh shit. Oh,
I know Scopty man, I couldn't knife you man, sorry. Azi că nu e problemă aici, nebun lacă. Bă, sprea Caterin că ăștia la global. Sprea Caterin. Mamă, dau toți rași pe aici. Fii aici ce le fac. Fii aici ce le fac. 1 2 3 puii mei. 3 băiatule, 3. Nu se pune nimeni cu mine. Nu dă nimeni cu 2K-ul, bă băieți. Nu dă nimeni cu 2K-ul. S-au dat rași pe jos. Hai mă să venim. Hai mă băieți, o dăm. Oh, sorry. No. Hai mă că jucăm carefully. Nice. Oh my god, I took the no scope team. I got freaked out. Hai mă că e bine, mă băieți. Mamă, stai așa, deci parcă n-am mai ersis nebun la cap. Parcă vreau să ascund hack-ul din ce în ce mai bine. Why you spotted your teammates? Yeah, bro, why? Dar oricum am tras vectorul super bun. Adică, hai să fim serioși, bă băieți. La tras vectorul ăsta, la ce vreți să vă așteptați? Sunteți nebun la cap. La ce vă așteptați la un card de la un tras vector de ăsta? Hai că le-am dat un fire acolo și dau rush pe aici. La ce vă așteptați de la un tras vector ca ăsta? Ok. One dead. Two, doi dead. Nice, good job guys, good job, good job. Hai mă că e bine mă băieți mă, bine mă băieți mă, mamă ce-mi place. Mamă, sunt prea concentrat la rancuri de-astea, o să fie numai meciuri de-astea concentrate. Cu aia sunt nebun la cap. O să fie numai meciuri de-astea concentrate, bă băieți. No! I wanted to knife him, sorry guys. Cum ar fi cu aia să vezi că ăștia de fapt toți au coduri și toți ne ascundem unul de altul. Adică fiecare joacă legit king în ghilimele ca să nu își dea seama ceilalți. Și noi de fapt toți avem coduri. Ce ar mai fi cu aia? Mai pățit așa într-un meci în care eram bine, dar nu eram toți cinci. Eram eu cu încă unul și toți încercam să... Adică eu cu ăla încercam să ascundem hack-urile, să nu-și dea seama adversarul că avem cod, dar... Mamă, ce schemă am făcut! Nici nu mă gândeam că merge să fac scheme de astea la rancurile de global cu aia. Să-i dau pic când el are AWP și eu am M4 în pui mie. Chiar nu mă gândeam că merge să fac scheme de astea la global. Uite că pare merge, bă băieți. Pretty sure you have wall hack. Ok. Oh, no! He's with the bomb, man. He's going B. Băi, băgam i-aș. Pretty sure you have wall hack. Și ăla a zis sus. Ok, păi atunci o să ne ascundem un pic wall hack-ul, bănuiesc, nu? Doamne, și mai ales că nu, bine, și bine, cu hack ai emoții. Dar uite, ăsta n-ar trebui să aibă emoții aici, în situația asta de 1v1. Boom, nice, good job, man, good job. Bine, bă, băiatule, bă, bine, bă, băiatule, bă. Doamne, ce pot să mă bucur când câștig un meci. Bine, bă, până la urmă, e, adică nu știu, mi-a fost dor de vremurile astea în care efectiv să trebuiască să joci cu cheat-ul legit ca să nu-ți iei ban. Că deja în ultimele luni, când efectiv puteai să bagi rage-ul și nu îți dădea nimeni ban, durea pe toată lumea undeva de tine. Nu era așa, deja a început să nu mai fie amuzant CS-ul, așa parcă e mai entertaining, să zic, să încerci să și ascunzi cu toate nebunile astea. Unul mort, bine. Hai mă că jucăm ca la global, sunteți nebun la cam. Nu facem pizdulici de astea, bă băieți. Nu facem pizdulici de astea, mărăte. Hai să dăm aici un pic, nu-i nimeni, șponc. Ponc, deschidem ușa, nu-i nimeni. Hai băiatule, încet, încet. Dar de ce tot dă abandonul ăla de la noi, coaie? Nice, bro. Where's the bomb, guys? Nu e pe A, că ăla e pe A, Adolf. I think they are going B. Hai repede, băiatule, un pic, hai, te rog, hai, deraș, deraș. Mamă, frătiucule, să mă bată tata, bă, băieți. Sper să nu știe ăsta de mine. Mamă, bă, băiatule, aici ceva super intens. I think he's planting. Oh, yeah, he planted it. Of, doamne, ce emoții am, bă, băieți. Come help me, man, help me, Orange. Monster, monster! Monster, nice. One dead. Oh, nice! Good job, man! Good job, man! Good job! GG, man! No, don't shoot me, man! Why are you being so mean? Don't do this, man! Don't do this, please! Nice! Good half, bă, băieți! Good half! Păi ești nebun, mă, că nu sunt chiar așa de complicate meciurile astea de Legit Taking la global, dar chiar mă bucur că în sfârșit au mai dispărut din codați și există un mod de ranked. Asta este chestia pe care eu o admir la CSGO. Că în sfârșit au făcut o chestie unde, na, bine, oricum toți scodați, adică toți scodați, adică dacă eu am ajuns aici, sigur ajung și alți scodați la... Ca bai doi, bă, băieți, nu uitați, dacă vreți configul meu de legit pe Exitium, codați pur și simplu aici pe config browser Raul 2 ca legit config, are 834 de descărcări, este super șmecher și eu îl folosesc, normal că îl folosesc, că până la urmă este configul meu, nu vi se pare normal să-l folosesc și eu. În orice caz, bă, băieți, doar descărcați-l dacă vă place, sunteți nebuni, chiar e șmecher, chiar e super șmecher. Hai, mă, băieți, dăm un rush pe A, un rush de la nebun, nebun rău de tot pe A.
Și da, sper să vă placă seria asta așa de legit hacking, mai tryhard, adică la modul să jucăm ești nebun la cap, nu să stăm pe rege cum era atunci. Aici chiar se joacă, bă băieți, legit hacking. Și chiar mai, mi se pare mult mai complicat legit hacking-ul până la urmă, pentru că trebuie să te chinui să ascunzi hack-ul. Nu, frătiucule, doi morți, ești nebun la cap. Hai mă că e bine, bă băieți. Vreau să fac măcar 40 de kill-uri meciul ăsta, să mă bat asta, să nu fac 40 de kill-uri meciul ăsta. Să mă simt și eu bine că iau rank mare. Că acum chiar vreau să iau rank mare înainte. Când înainte să se bage update-ul ăsta cu ranked și unranked, eram un pic sceptic așa. Mă gândeam, bă frate, nu știu, mă, nu, parcă nu prea aș vrea să fac rank mare pe contul ăsta, că poate o să dau numai de spinner și nu știu ce. După, dar acum chiar aș vrea să fac un rank cât mai mare, pentru că am tras vector bun, mi-am cumpărat nebuniile astea de insigne. Trebuie făcut și un rank mare acolo să arate contul frumos. Un service medal mai vreau să fac, dar na, service medal-ul ăla nu o să-l iau prea curând pe contul ăsta, pentru că avem de-abia rank 22, trebuie jucat mult. Adică eu zic în vreo lună sau două, trei, poate chiar de jucat măcar două meciuri pe zi, poate atunci o să vină un service medal. Just rush, ești nebun la cap de Arico. De Arico, în puii mei, dați rush, mă băieți, hai mă că easy. Mai avem runda asta care ăștia sunt pe eco. Unul mort, doi morți. Bine, mă băieți, mâncă bărbia, bă băieți, asta înseamnă că am băgat cheat-ul, nu? No! Trebuie să iau bomba, bă băieți, trebuie să iau bomba și el în spatele meu și nu vreau să joc OVS. Tuc de bămen. Hai repede să-l iau pe ăsta, hai să-l iau pe ăsta. De fapt, plantez bomba prima dată, ești nebun la cap, plantăm bomba repede. Și acum l-am omor pe băiatul ăsta de aici. Oh, ce face ăla acolo, ești nebun? Bă, dar chiar nu, chiar sunt destul de ușoare meciurile la Prime Global. Deci vedeți, mă, băieți, ce înseamnă să joci la Prime Global. Nice, sunt puii mei, semi-ace am dat, mă rog, semi-ace. Ba da, semi-ace, cred că am făcut 4 kill-uri, ești nebun la cap. 3-6 cu 8, un scor cel puțin impresionant, părerea mea. Sperăm să nu se trezească ăștia acum în ultima rundă. Oh man, you cheated the whole match, but we let you play because we wanted you to carry us, man. Sper să nu se dăble chestii de astea și să mă lase să câștig și eu meciul, ești nebun la cap. Ia uite aici, cam. Dar oricum, imediat face 2 luni contul ăsta și am doar 4 in-uri. 2 luni să bag 4 meciuri de comp pe contul meu main, bă băieți. Chiar așa, mă băieți, chiar așa mă credeți voi pe mine, sunteți nebun la cap, chiar așa mă. Nu se poate, bă băieți, nu se poate, nu posibil. Băi, dă-te mă de aici. Nice, good job, brother, good job, brother, Inio. Dă-mi repede un rush pe A. Mama, dar mă enervează ăștia că au poziții super bune, ăsta nu m-a văzut prostul. Ăsta mă omoară, ăsta mă omoară, că vine și ăla pe la spate. Bai, că nu m-a omorât, ești nebun la cap. Come, man, come, it's clear, it's clear. Doamne, ce prost pot să joc, eu nici n-am movement de global, mă, asta e faza. Mi-am pierdut și movement-ul și mă enervează și mouse-ul ăsta la 20 de lei, plus că am și loc destul de limitat pe birou. Ceea ce iar este un factor care mă enervează. Dar na. Bam, dăm acolo un aid. Oh, oh, e aici, e aici. Nice, mort unul. Bine, bă, băieți. Vine și ăla din spate. Ok, I'm coming. I'm coming. E ora 1.44 noaptea și eu mă joc CS și mâine am școală, bă băieți. Gândiți-vă la chestia asta, jos mai stau încă o oră cu editatul, încă vreo jumătate de oră cu thumbnail-ul și cu aplaudarea videoului. Și nu cred că o să mai am eu somn după ce. Eu tot timpul după ce filmez îmi trece somnul, oricât de somn mi-ar fi, eu după ce filmez îmi trece somnul. Ești nebun. Hai să dăm acum un raj, vreau să fac o șmecherie, vreau să mă duc acolo pe Dracu să le ia, nu știu cum se numește locația. N-am mai jucat pe Overpass cred că de un an și ceva, chiar nu mai știu locațiile. Să o iau pe aici. A? Dăm un rush repede pe aici, dacă dă cineva pic aici, dăm one tap, dar adică n-are nicio șansă să dea pic aici, să ne înțelegem. Și o să mă duc spre A de aici, dar ăla stă bine, are spot perfect acolo aici, nebun la cap, opa. L-am luat pe mistakes-uri mei de la. Ok, stă Kratos ăla, că Zaku o să-l aspect pe mine. Hai mă că runda asta chiar că e câștigată, sunteți nebun la cap. Ok, s-a dus Zau goză la spec de pe mine. Bine, bă băiatule, pot să dau oraș acum, bă băieți. Nu mai avem treabă cu spec-ul. I am planning the bomb, guys. On A. Where's the last one? Hai să dau repede plentul ăla, fac imediat 100 scor, bă băieți. Ok. Ah, fuck. Double pick, man, double pick, come on. Hai băiatule, hai. Look at him, he's so cute, man. Look at him. Look at him! Yeah. Ce cuțit i-am dat la ăla. Mamă, știa, dacă nu dau rage quit cu aia, îți ratați rău să vă bată tata. Doamne, ce vești de troll, bă, ce vești de troll, bă, băiatule. Bă, ce vești de troll, nu se poate, bă. Doamne, Iisuse, nu se poate, bă, nu se poate, bă, băieți, nu se poate așa ceva. E prea tank, este de bula, ca prea tank. Doamne. Asta are L, tot nu-i de înțeles, ești de bun la cap, n-ai cum să-ți dai smoke singur cu aia, n-ai cum să-ți dai smoke, nice one, man, good job, băi băiatule, bă, good job.
Hai mă băieți că am făcut totul bine. Bă fraților, cam atât a fost cu meciul ăsta. Am făcut scorul 101 că a bubuit bomba. Nu, și a arătat atât de bine. Atât de bine a arătat scorul la 100. Bă fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like și un subscribe neapărat la canal, pentru că după cum am zis la începutul episodului, aproape 50% dintre voi nu sunteți abonați la canal, ceea ce este foarte, 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 foarte nașpa. Sper că v-a plăcut. Dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod și noi ne vedem data viitoare. Salut.